seară. Nu te-ai culcat? Bună seara. Nu mai este salată de venite? O mai fi bună salată? Ai de lucru? Și am alegat toată ziua. Nu mai nenorociți. Să te fure, să te șmecherească? Păi dacă vrei să-ți faci de te mai vila, te costă. Ei vor să le faci un palat și să te plătească cât pentru un cort. Ba să mai vii totul cu bani de acasă, dacă se poate. Pe o parte mă lup cu ăștia, pe alta cu ai mei. Băieții mei zici că au nebunit. Cum întorc spatele, cum bagă mâna în buzunar. Se uite în ochii tăi și te fură. Mama lor de bandit și de hoți. Clefă-i. N-am mâncat nimic toată ziua. Numai javre, lepre și șarlatani în țara asta. Frar, dracul de revoluție. Am scăpat de dracul și am dat de măsa. Mama lor de nenorosit. Au sunat Sorina acolo la ea? Nu mai clefă-i. Dar mai las mama femeie în pace, tăbărâ cu gura pe mine acum. Ce dacă clefă-i, am? Vedeți și-o obosit. Se poate, dar nu-mi place. Acum mi se crepă, nu mai am voie. Pașele mamei de viață. Nu să mă aștept și duc o farfurie cu ciorbă când vin acasă. Ce faci, mă, femeie? Unde te duci? Gata, nu mai crepă-i. Nimic nu mai am voie să spun în casa asta. Am vorbit cu un avocat și o să te sune mâine. Sunt niște proceduri de urmat. Asta îmi place la tine. Ești hotărâtă. Bună. Te-ai gândit bine? Chiar vrei să ajungem în restul lumii? Bravo și ție. Auzi, nu mai bine îmi repar tu pick-up-ul ăla. 3 minute durează. Nu cred, tata, ăla e de când m-am născut eu. N-am mers niciodată. Cum să nu? Dar trebuie schimbat oracul. Acu? Aha. Păi de ce nu-i schimbat ăla? Am încercat, dar nu nimeresc eu în găurica aia. Și astea ce sunt? Huburi. De aici e o muzică cu DC++-ul de la alții. Aha. Uite. Mozart. File type audio, only users with free slots. Ia, dă-i matale, enter. Apasă aici, pe ăsta. Aici? Da, pe ăsta. Aha. Aha. Și ăștia te lasă să copiezi așa de la ei pe degeaba? Păi nu, că și eu le dau lor.
Trebuie să ai ceva la share, altfel nu poți downloadezi nimic, știi? Uite, vezi, ăsta scoate de la mine. Am înțeles. Un fel de comunism. Cum adică toate? Ăsta de la internet. Tu le dai lor, ei îți dau ție pace și prietenie. Ia uite aici cât Mozart. Sinfonia 1, 40, 41. Ia, alegeți matale, că nu poți să le pun pe toate. Că nu încapă un singur CD. Sinfonia 1. E acolo un allegro care îmi place mie foarte mult. Ia, ce repede trage. Asta e că trebuie să ți le fac cu avuri, că ăsta nu citește MP3-uri. Așa. Să punem sardă CD-ul. Ia, stai puțin. De ce faci? Vorbesc cu un prieten din state până punem CD-ul să se ardă. Două secunde. Ai sunat acolo, mă? Mhm. Și? Mi-a zis să sun mâine. De ce să sun mâine? Nu știu, și-a mi-a zis să sun mâine. Mâine e după masă. Păi așa se face. Păi așa o să fac. Da. Le-ai spus că ești băiatul meu, nu? Normal. Cu cine ai vorbit? Cu o secretară, cred. Secretară? Da, nu știu exact. Oricum avea o voce pițigăiată. Pe cine vei tu să păcălești, mă? N-ai sfântat, nu-i așa? Păi cum să nu? Sorine? Am uitat. Ai uitat? Mi-am pus obrazul la oameni aia și tu ai uitat. Tu crezi că un serviciu bun găsești așa, cu una, cu două? Dar nu vreau să mă duc pe șantier, nu-mi place. Dar te-a întrebat cineva dacă îți place? Mie crezi că îmi place ce fac? Pe mine m-a întrebat vreodată cineva ce-mi place? Dar nu mă duc, domnule, acolo. Tu nu vezi, mă, că în țara asta se dărâmă toate. Sunt toți puși mai pe furași și pe șmecherii. Vrei să ajungi pe străzi? Sorine, fii atent că nu glumesc. Ori îți bagi mințele în cap și te duci la muncă, ori... Să nu-ți pare rău mai târziu. Nu te mai uita la mine cu ochii de vițelă, că știi că nu-ți merge. Mâine pui mâna pe telefon și vorbești cu oameni. Lasă-l în pace, Vasile. O să sune el. Mai pupați-l voi mult în bot. Dacă nu o să ajungă ăsta pe străzi cu mâna întinsă, mai vorbim noi. Și matale, ce faci? Te joci la calculator? Da. Bravo. Altceva n-ai mai bun de făcut la ora asta. Mă, când îl văd, mi se ridică părul. Lasă-l, mă. E și el necăjit. Dom'le, eu nu mă duc pe șantier să care să-și de ciment. Poate să urce pe pereți dacă vrea. E gata ăla? Dar de ce vrei, matale, musai Mozart? Nu vreau musai, dar vreau și eu să-mi gâdil urechile cu ceva. Da? E, ia gâdilele cu ăsta și mai lasă-mă în pace. O, Sorină. Dormi? Da. Bine. N-a sunat Sorin acolo. Tata avea o vorbă. Eu. Drumul lung e greu. Vezi că ai început să repeți asta aproape în fiecare zi. Îmi pare rău că trebuie să-l dau pe exemplu, dar din păcate la taică-tu n-am auzit ceva demn de reținut. Așa e. Tata nu trâncănește, el face. Se juca la calculator cu Sorin. Asta face el în creierii nopții. În loc să-l îndemne pe Sorin să se ducă la servici, se joacă. E pensionar. În afară de asta, îți amintesc că stăm în casa lui.
Nicu, din vina mea. Așa e, Nicu, da? Tu chiar că n-ai nicio legătură cu asta. Nici cu faptul că stăm aici și nici cu ce se întâmplă în casa asta. Dar ce se întâmplă, dragă, în casa asta? S-a născut cumva un ied cu cinci picioare și n-am aflat eu? Te rog, mi-e somn. Nu vreau să vorbim despre asta acum. Uite, eu vreau. Eu vreau. Eu vreau. Tu! Tu și numai tu! Și când n-a fost vorba de tine, a fost vorba de alții. De Ștefan. De mama, de tata. De Catrina, de Leonard. De Sorin, de Alex. Uite că acum nu mai vreau eu. Nu mă mai interesează ce faceți voi. Vreau altceva. Vreau să mă plimb, e bine? Vreau să văd Parisul noaptea. Te superi? Râzi. Uite, și de asta vreau să divorțăm. M-am săturat de suficiența și de râsul tău. Nu te mai suport. Când clefă-i, când dormi, când respiri. Toată viața am trăit pentru alții. Acum vreau să mai treci pentru mine. Mine poi, mine mor și... gata. Hai, te-ai lipit de scaun, ce faci? Mai ai țigări? Nu și mie unul. Deschide geam. Înapoi nu te mai întorci. Vezi ce fețuri să facă ăștia. Câteva zile poți să dormi la mine dacă vrei. Nu. Ce, nu e vorba de câteva zile? Atunci intrăm? Uite, dacă vrei, mâine mergem la Paris. Îi bag în masă pe ăștia cu serviciul și mergem la Paris. Vrei cu avionul? Nu vreau să merg cu tine. Vreau să mă duc singură. Păi de ce? Că nici eu n-am văzut Parisul noapte. Nu l-am văzut nici ziua. Dacă e musa, e cu plăcere. Eu n-am fost decât în Bulgaria. A, și la Teplice, în Austria. Sau în Polonia. Sau în Ceoslovacie. Unde te plice? Ai niciun haz. E casa lui și face ce vrea. De ce te-ai măritat cu mine, Elincu? Știi foarte bine de ce. Pentru că erai gravidă cu Ștefan? Da. Da. Avea dreptate, tata. Să te ferească Dumnezeu, să te însori din dragoste. Nu e cazul tău. Eu nu te iubeam? Întrebarea asta tu ar trebui să răspunzi. Eu n-am de unde să știu că nu prea stăteai pe acasă. Munceam. Umblam peste tot să vă aduc bani.
Da. Divorțăm, Vasile. Divorțăm, Ilinco. Dacă vrei, ne dăm și câte două palme ca să ai motiv. Pielea rămasă de viață. Ai fi vrut să nasc eu și să mergi tu la servici? Da, asta aș fi vrut. Hai! Se vede că am plâns? Ce bine. Nenorocire nu vine niciodată singură. Dacă e așa o mare nenorocire, mulțumesc că m-ai adus. Lasă că de aici mă descurc și singur. Cine sunt? Pe Sorin. Poate reușim să ne strecurăm așa și le faci surpriza mâine. Abonatul e un bou care nu e în stare să-și ia un telefon ca lumea. Te rog eu mult să nu le spui nimic, da? Taci. Că dacă vrei să le spui, treaba ta. Eu nu mai vreau să fiu datoare nimănui. Gata, m-am hotărât. Ștefan, parfumurile! Veioză. Ștefan, mi-ai spart un parfum. Uite cum facem. Nu mai scoți niciun cuvânt. Catrina, ești atentă? Nu vreau să mă apuce dimineața explicându-i lui tata ce se întâmplă cu Fisa. Păi și ce facem? Ceva tot trebuie să le spunem. Nu trebuie să le spunem. Le spui ce vrei tu, dar mâine dimineață, nu acum, clar? Ștefane, eu știu să mint. Dacă se trezește mama și se uită într-un anume fel la mine, o să încerc să plâng, să-i orice dracului tot actoria mea. Te duci direct în sufragerie. Le spui că te doare foarte tare capul și rost să te lase în pace până mâine dimineață. Bun, și mâine dimineață ce le spun? Te privește. Cine e? Catrina. Cine? Noi, eu și Catrina, Ștefan. Bau. Ce faci, nețile la ușa, ne inviți în casă? Bă, da, ce cu voi la ora asta? Ce ați făcut? Cine ce mă dă? Două cadavre, bagă-le la rece. Haideți. Cine doarme aici? Nimeni. Eu m-am uitat la televizor și cred că am asipit. Și ai întins canapeaua? Ți-ai adus perna, cearșaful? Nasol. Hai că eu am plecat. Catrina, cu Ștefan! Serios, ce aveți în genul ăsta? Ce miroase așa? A parfum? Ce ați pățit? Sărâmna mamă. De când doarme tata în sufragerie? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, Catrina? Nu o să fac un pipi, că mă țin de pe drum. Catrina! Hai că eu am plecat. Mâine mă scol de vreme. Azi, adică. Nu e nimic grav. Mergeți să vă culcați și vă lămuriți când vă treziți. Catrina s-a întors acasă. Stai puțin, Ștefane.
Cum adică s-a întors acasă? Nu înțeleg. E vreo problemă? Nu, nu, e foarte bine că s-a întors. Dar de ce? Catrina, te-ai strigat la stomac? Vrei să venim să vorbim acolo? De ce nu? Sunteți părinții ei. Care e problema? Unde era să ducă? S-a vădat puțin planurile peste capul venirea asta. Ștefan, tu ai băut? Nu, sunt cu mașina. Și nu obișnuiesc să beau, ai uitat? Eu beau în familia asta. Adică ce vrei să spui? La ce miroase aici? Catrina, ia uite-te la mine, tu ai plâns? M-am certat cu Victor. Și l-am părăsit. Da, da, m-a sunat pe mine și v-am adus. Trebuia să o vedeți în mijlocul străzii, cum trăgea de valizele astea. Îmi pare rău că n-am filmat-o. Era de Oscar. Îmi doare cap. Te-a lovit? Alu. Vine acum. Să aduc un Saridon. Și cum te-a dat afară la miezul nopții, așa pur și simplu? Nu m-a dat afară, mamă. Sunt acasă, am adus-o pe Catrina. Am certat și am plecat. Acasă la mamă. De ce v-aș certa? Așa îmi place mie. Tine, te-am împins, te-a lovit. Tu să-mi spui că dacă nu ți-l... Tata, nu e genul. Nu începe iar, te rog. Nu vorbim mult să discutăm mâine. Nu, tu aduci mereu vorba despre ea. Văd că în viața ta e foarte prezentă. Pe mine nu mă mai interesează acest subiect. E un fir de pământ. Hai bă, ca mea și Piori, dacă nu m-am sturat de asta până peste cap. Vrei să o dau pe mama la telefon? Nu, stai că ți-o dau pe mama. Vorbește cu mama. Alo? Alo? Nu zice nimic. Te-ai lămurit? Ești nebună! Tu chiar crezi că e o conspirație împotriva ta? Hai mă, lasă-mă în pace, mă. Nu, vin când vreau eu. E, uite, dai așa, ești mulțumit acum? Pa! Da, unde ai rămas? Ce faceți aici? Tu de ce nu ți-ai un telefon ca al meu? Dar ce are telefonul meu? Păi te-am sunat mai devreme și n-ai răspuns. Să fi descărcat bateria. Dar ce cu voi? Ce s-a întâmplat ceva? A ce miroase aici? M-am despărțit de Victor. A, fac cafea? Du-te mă și te culc. Lasă-l, domnule, în pace. Du-te mă și fă cafea. Vreau eu să beau. Dar de ce v-ați despărțit? Tati, nu te supăra, dar astea nu sunt lucruri pe care să le discut cu tine. Adică ce, eu de ieri, de azi, pe lumea asta? Eu unde dorm în seara asta? Dorm cu mine. Mama, nu mai am 5 ani. Dorm cu mine, am zis. Și mâine ne organizăm. Ce să ne organizăm? Nu ne mai organizăm. Dacă nu vrei să dăm cu maică ta, hai, dorme aici. Doamne, iată. Am încăput atâția ani în casa asta. Ai unde să dorm? Mama, eu nu m-am întors pentru o zi, două. Nu știu dacă o să-mi permit așa repede să-mi închiriez ceva. Dar ce, tu dormeai în stradă? N-aveai o garsonieră închiriată? Ba da, dar nu plăteam eu. Și de ce le sună pe Ștefan să vină să te ia? De ce mi-a sunat pe mine? Veneam cu un taxi cu ceva. Am sunat mai întâi pe Sorin, dar nu mi-a răspuns. După aia l-am sunat pe Leo, care era pe nu știu ce club și nu putea să vină. Și abia după aia l-am sunat pe Ștefan. Să înțeleg că eu puteam să dorm liniștit la ora asta. Dacă... Mi se făcea unia milă de tine și venea să te ia. Chiar nu e momentul să ai orgoliu. Dar nu e vorba de niciun orgoliu. Ștefan! La viitoarea despărțire pe mine să mă scutești. Ștefan! Am plecat, pa! Vasile, du-te, te rog, la bucătărie. Vreau să vorbesc ceva cu Catrina. Mama, te rog, chiar n-am chef de discuție acum. Sunt obosită. Tati, dacă vrei, poți să rămâi. Du-te de aici. Catrina a zis să rămân. Zi, poți să rămân? Nu am nimic împotriva. Facem cum vrei tu. Ia zi tu, tati. Ce s-a întâmplat? Vasile? Extraordinar. Va da afară ca pe un gunoi. Nu miroasea bine. Fata asta tot timpul a avut probleme. Dacă a crescut numai între băieți. Și nu înțeleg de ce s-a apucat ea de psihologie. De la psihologie asta este tragic.
Dar ce are una cu alta? Psihologia te zăpăcește de cap dacă nu știi cum să o iei. Și după facultate, ce o să fac? O să predea prin nu știu ce liceu amărât, pe un salariu de nimic. N-a crescut lângă doi oameni care s-au chinuit în învățământ? Poate să facă mai multe chestii. Poate pe dracu. Fițe, o să termine, după ce o să le dea alora 100 de euro pe an, și o să aibă o hârtie bună de șters. Nu mai bine se duce la ase? Catrinel? Nu prea cred. Bă, dar rău mai ești. Da, lasă că nici tu nu stai cu facultatea la degetul mic. Vezi? De acolo unde zicea că lucrează la... cu jumătate de normă. Cât câștigi exact? Habar n-am. La mine acasă nu există așa ceva. Soră mea? Până s-a măritat, n-a lipsit o noapte de acasă. Asta când era? Înainte sau după război? Păi, dar rău mai ești. Ai început să-ți iei rău în cap. Ți se pare normal să vină la miezul nopții cu două genți după ea ca ultima... Hai, de ce te-ai oprit? Cine-i Victor ăsta, unde? De ce nu l-a dus niciodată aici? Ce-i atâta mister? O fi urât ca dracu și e rușine cu el. Dar e rușine cu noi. Așa mai vii de acasă. Voi între voi nu vorbiți? Nici ție nu spune nimeni. Ba, mai îmi spune. Ce? Ai vrea tu? Dacă scap eu o vorbă la tine, nu te lași până întorci toată casa pe dos. Ce-ți mai place ție să le rezolvi tu pe toate? N-ai decât să o întrebi pe ea. Ea mai lasă-mă în pace. Așa vorbești tu cu mine, mă? Ție nu ți-e rușine? Ce facem noi aici? Mai ai puțin și mă ieși de urechi? Ia lasă cafeaua și du-te și se culcă. Nu mi-e somn. Păi dacă nu ți-e somn, de ce pe cafea? Așa, ca să te afli în treabă? Și ia să faci bine mâine să te duci să suni la ea, unde ți-am spus eu, da? Ai auzit, mă? Mhm. Nici eu n-am știut că ea e surată. Am aflat la câteva luni după ce ne cuplase. Am plâns 3 zile și 3 nopți. Am vrut să ne despărțim. Și de ce nu v-ați despărțit? Am plecat în Italia o săptămână. La Veneția. Și într-o dimineață, în piața San Marco, mă, tu știi ce frumoasă e piața San Marco. Și l-am trimis să cumpere o înghețată. Mă, când l-am văzut cum vine spre mine cu înghețată în mână, nu știu, eu n-am văzut în viața mea ceva mai frumos. Atunci mi-a promis că o să divorțeze, că eu sunt cea mai importantă femeie din viața lui. Dacă nu poate așa dintr-o dată. De ce? Are 2 copii. Mari. Cât de mari? 10 de mari. Atunci am rămas gravidă. În câte luni ești? În vreo 3. Am făcut barze de 2 ori. După am fost la un doctor și mi-a spus că n-ar fi bine să avortez. Dacă intervin, nu o să mai rămân niciodată însărcinată. Eu mai am
avut o problemă cu un avort. Și de ce află abia acum? De ce nu mi-ai spus nimic? Mama, eu habar n-am cum se crește un copil. Nici eu n-am știut și am crescut 5. Dacă n-aș fi fost prostia asta cu sarcina, n-ar mai fost nicio problemă acum. Îl iubești? Da. Vreau să dorm singură în seara asta aici. Lui Vasile nu o să-i pice prea bine povestea asta cu copilul. Asta-i spun eu. Ce faci cu facultatea? Că m-am despărțit de Victor, nu mă mai duc. Ce legătură are una cu alta? El îmi plătea taxele. Altă e? Nu, dar m-au închis când mă sună Victor. Ia lui Ștefan, ce fac, să răspunde? Nu știu. A, nu. A închis. Gata cu șezătoarea. Catrina o să doarmă în sufragerie noaptea asta. E? Cum e? Cum să fie? S-a întors fata acasă. Ei, dragă tată, felicitări. O să fii pentru a doua oară bunic. Pardon. Aoleu. Glumește, nu? Nu prea. Trebuie să fie Ștefan și-a uitat telefonul. Tu ai închis ușa? Păi... O să ai ceva cu mine sau ești tâmpit? Iartă-mă, dar te-am scutit un moment penibil. Ce bou ești! Cârtițo! Ce-i cu voi? Hai la culcare! Dumnealui zice că este Victor. Este? Bună seara! Un om mai deștept decât mine zicea că niciodată lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. De ce ai stat atâta? L-am lăsat să-mi spun o poveste, că altfel n-adorme. Nu-i așa, Sorine? De exemplu, eu sunt convins că dumneata n-ai fi putut să-mi fii coleg de școală. Așa? Nu. Primii 15 ani am trăit în Elveția. După care mama s-a îndrăgostit de un alt bărbat român și s-a hotărât să vină aici. M-a luat numai pe mine cu ea. Sora mea trăiește și acum la Zurich. Și vă mai vizitați? Destul de des. N-ai vrea tu să aduci un pahar cu apă lui nenea? Nu, mulțumesc. De fapt, ea, sora mea, face un fel de navetă. Și-a cumpărat o fabrică de zahăr în Bacău acum câțiva ani. Una de încălțăminte la Timișoara. S-a asociat cu soția unui ministru și au deschis un lanț de farmacii. Dar și dumneata, unde lucrezi? În comerț. Vinde electrocasnice. Da? Și pe fata mea, unde ai cunoscut-o? Tata, nu e frumos. La facultate. Eu am și un fel de doctorat luat în cercetare psihologică științifică și am fost chemat să țin niște cursuri la facultatea Catrinei despre metodele psihometrice, să fac niște teste. Și ai testat-o și pe Catrina? Da. Spuneați ceva de un pahar cu apă. Aș vrea să rămânem câteva minute singuri, se poate? Imediat, stai să-i aducă omului un pahar cu apă. Mi-ar plăcea să mai stăm de vorbă, dar mă tem că nu este tocmai ora potrivită. Am avut o zi grea. Nici pentru vizite nu e ora tocmai potrivită. Îmi cer scuze încă o dată. O potrivim noi. Nu, noi o să ne retragem. E, am pierdut ceva? Încetează. N-aș vrea să rămâi cu o impresie greșită. Tata avea o vorbă. O femeie nu e un măr. Muști din el și-l arunci dacă nu-ți place. Atât am vrut să spun. Nu v-ați culcat încă? Știți de unde m-am întors? Bună seara. Aș avea nevoie de câteva minute. Puteți să mergeți la bucătărie? Da, da. Mamă, tată. Sau mergem noi? S-a întors el să facă ordine.
sunat? Da, dar n-am apucat să răspund. A, nu se poate. Magda, să vezi scandal. Sună. Lasă femeia, poate s-a culcat. Și mai am un apel pierdut de la Leo. Asta ce mai vrei? Mamă, vrei cafea? Aș bea, dar mi-e frică că stau cu ochii pe perete până dimineață. Îți spun? Lasă, domnule, în pace. Spune și mie, ce-i cu Catrin? Ce-i cu copilul meu? Tată, vrei cafea? Mai termină-mă cu cafea, băie, mai tâmpit. Cine bea cafea la ora asta? Eu, dă mie. Asta așa, ca să fii tu contra. Așa-ți place ție, să râgâi ca găină. Care e problema ta? Îți vergi nervii pe mine? Du-te dincolo dacă nu mai poți. Nu mă bate pe mine la cap. Du-te, bagă-te între ei, dă-le un sfat bun, că poate au nevoie. Dar Magda, de ce te sună truna? Magda, de ce a sunat? Adică? Nevastă-ta. De ce a sunat nevastă-ta? Ce-ar fi să-ți vezi toate problemele tale? Că văd că ai început să dormi prin sufragerie. Pune-ți tu ordine în viață și după aia apucă-te de alții. Obraznic asta ești. Știi, ești tata. Mai mai încet, că v-au de omul ăla. Dă-mă și mie o țigară, că le-am uitat în torpedo. Ați văzut ce mașină a parcat domnul Victor în fața porții? Neam de neamul lui Matei n-a văzut așa ceva. Ce vrei, mă? Leo, stai că nu te aud. Pune-mă și mie o golă, că i-a plimbat filtrul la toată seara de măcăpiat. Dar unde ești de gălăgia asta? Hai, mă, că nu te aud, mă. S-a auzit apa la baie? S-a fi sculat tata, iar e rău. Păi ce să caut eu acolo? Păi dacă a stat toată seara cu ochii beliți în calculator, cred și eu fi rău. N-are cine? Iar s-a pus la 4 acasă și a plecat la plimbare. Păi tu ești beata, e nebunit, ce ai? Nu vreau să vorbesc cu ea. Bună, Ana. Stai două secunde. Hai că eu am plecat, pa. Alo? Bine, ce să fac? Dar până unde sunteți? Mobilăm apartamentul din Victorie. Te las pe tine să alegi culorile. Eu mă duc mâine și cumpăr mobila aia care ți-a plăcut ție. Aia albastră, nu? După asta plecăm o lună în Australia. Ziceai că n-ai văzut niciodată un cangur viu și că vrei să pui mâna pe unul. Mergem să pui mâna pe unul. Ai spus că te-ai plictisit de facultate. Pentru mine nu contează. Chiar nu mă interesează dacă vrei să continui sau nu. Mă interesează să fii fericită. Îți promit că nu te mai fac să plângi niciodată. Te iubesc. Da. Zi-fă, mergi. Nu. Trebuie să rămân acasă. Nu știu. O săptămână, o lună. Până nasc. Îmi doare capul. Ești sigură? Da. Eu zic să te mai gândești. Nu mă conduci? Ți-ai uitat ăsta la mine? Păi și ăsta a plecat așa? Pur și simplu? Ce era să mai facă?
Era mor de oboseală. Cred că îl bate Magda acasă. Și tu ce faci? Du-te și te culcă. Eu am plecat. La revedere. Mulțumesc pentru înțelegere. Cum e? V-ați lămurit? Oarecum. Mi-a plăcut aici. Cred că ne mai vedem. Dar ție ce ți-a zis? Azi când vorbim mâine. Păi de mâine n-ai zis că vorbim numai prin avocat? Ca în film. Da, urât bărbat. Nu. N-arată rău deloc pentru vârsta lui.